sunt Wade 5, iar astăzi voi face Pierdute în pădure împreună cu Wade 6 și Iza Pony. Hei! Hai să începem! Da! În sfârșit am ajuns la zi grea de muncă. Noi o să ne ducem la mașină să luăm bagajele. Copii, să fiți cuminți, să nu vă rătăciți prin pădure. Așa e. Da, sigur, așa o să facem. Da, ok, da. E timpul să ne facem de cap. Hai în pădure! Ha, eu o să merg ca o prințesă. Hai azi! Nu cred că e idee bună că am decis să venim în pădure, dacă o să ne pierdem. E, să crezi tu! O, mă duzumesc! Nu ți mai faci așa de multe griji, oricum. Suntem cele mai tari. Te murdări pe pământ. Ce s-a întâmplat? Mănânc, mor! Oh, nu, dacă l-a otrăvit! Iac, nici măcar nu-i spălat. Ne spăla tot ce. Dar unde vrei să iau eu apă? Apă de ploaie? Nu-l mănânci! Mănânc! Am pus copitele pe el! Dacă o să mă otrăvești... Ce bun e! Avem apă! Ce cu gura aia, e murdară, iac! Wow! Sunteți culmea! Gânganii! Uite, ăla-i castelul meu! Nu te știi, acolo e foarte periculos! A? Hei, plecă de pe castelul meu! Dar știi că aici sunt furnici, da? Cum o să mai plec? Ajutor! Mi-e frică să cobor! Ești proastă, hai odată! Au! Dacă putem ceva, putem să rupă copitul sau ceva! Mă, taci, că copitele mele sunt mai importante decât ale tale! Dar totuși! Da, încolo! Ce nebună ești tu! Fetelor, hai că e timpul pentru oase, am adunat două mere putrezite! De ce putrezite? Pentru că poate le-am găsit. O, da, asta o ghindă, cred. Și încă una. E foarte drăguță, asta mea. Scuze, drăguță, dar eu nu mănânc. Bă, bine, să mor de foame, bine. Mai bine mor de foame decât să mănânc. Asta o gaură de vierbe, iac! Cop. Dacă mă bine, sunt toate ale mele vom mai dau. Dar cum să poți ceva? Nu ne la spital, Doamne ferește! Oricum l-am pierdut și n-avem ce să mai facem. Da, am înțeles. Nu e importantă tu. Da, eu. Violeta ești nea importantă. Și Lucera. Eu sunt cea mai importantă dintre toate, ca să știți. Oh my god. Mai bine mănânc pietre, dar și ele sunt murdare. Nu, mai bine mănânc copac. Și ăla. Mai bine nu atingi nimic, poate te îmbolnăvești. Mai bine nu mănânc nimic. Mai bine mor de foame. Auzi, ai cord, dar poți să faci nimic să zbori, știi, da? Nu există magie. Ba nu, că nu e semnal în pădure. Da, nu e semnal în pădure. Dar vrei și alicord. Da, nici eu n-am semnal în pădure. Mă duc să mănânc. Ce ne facem? O să murim de foame. O să îmbolnăvim. O să ne rupem picioarele. Hai mai bine înapoi. Păi, dar unde-i casa? Dar pe unde o luăm? În stânga, în dreapta. Din cauza voastră m-am pierdut. Din cauza ta, uite că mănânc. Din cauza ta. Din cauza voastră să nu plecăm. Nu mai plânge. Din cauza voastră. Voi ați vrut să plecăm. Tu ai vrut să pleci. Ideea ei a fost. Da, a fost ideea mea, dar măcar am zis să ne întoarcem. Voi ați zis că nu, că nu ne întoarcem. Păi oricum n-aveam cum să ne mai întoarcem. Ba da, aveam. Băi, nu mi-ați zis să așa cum pace. Gata, nu mai vorbesc cu voi. Nu ne pierdusem. Hei! A, bine, pierdete mai tare. Vaile, treci! Haide! Ce vreți? Dă-o încolo pe vaile, haide! Da, vaile, te rog, iartă-mă, știu, eu pot să mai vina mea. Dar nu vreau să te îmbolnăvești, să pățești ceva. Nu vreau să pățești nimic. Delta e o nebună. Nu e nebună. Cine zice ăla e? Nu. Nu mai plânge. De ce plângi? Ia, ai găsit mușețel. Violeta. Mușețel. Hai să formăm pe asta, că plânge. Mușețelul e de mâncat. Violeta, plânge de era. Bebe, asta mușețelul e de mâncat. Magic. Ăsta, bebețele astea sunt din Egipt și ne ajută să ne ducem spre casă. Nu cred. Bă, da. Na. Nu cred că mai funcționează, sincer. Așa erau de desene animate. Da. Uite, mușețel. E de mâncat. Da, eu nu mănânc de pe jos, poate mă îmbolnăvesc. E mușețel, mă. Nici de ăla nu mănânc. Da. Cine știe cine a pus votul pe mușețel? Hai să ne ducem acasă. O să o iau în stânga, tu în dreapta, iar tu... Păi ne pierdem! Măcar poate găsim una dintre noi casa. Și după aia o să sunăm pe cealaltă. Păi, dar nu aveți net. Nu, dar nu ne trebuie net ca să sunăm. Da, plecăm înapoi, repede să vă strigăm.
Da. Și ne pierdem mai mult. Hai că ne descurcăm. Deci, da. Okay. Eu iau încolo, tu iei în partea aia și tu în spate. Hai. Ce chestie tare! Ce asta? Vreau asta! Nu pot. Asta, wow! Iac! Nu mai mizeriți pe aici, așa un păianjen, eu! Nu m-am murdărit de tot, trebuia să-mi iau haine de schimb! Ok, calmează-te, Hera, totul va fi bine! Nu-i de parcă peste tot sunt gândaci? Poate și otrăvitori? De parcă n-ai văzut un păianjen gigantic? Care ți-ar fi putut înhața în 5 minute și tot felul de chestii care pot fi otrăvite și care îmi pot aduce tot felul de boli și o mie și una de grobi în care mă puteam lovi. Ce era să pic? Doamne, înapoi! Au! Ha? Ce-i cu tine aici? Ce-ai pățit? M-am murdărit! Cream că ți-ai rupt un picior sau ceva. Mai importantă e murdăria, adică mai importantă sunt eu decât... Eu era să cad într-o groapă! Mai rău este să te murdărești. Dar tu ce faci pe aici? Parcă nu l-ai în partea cealaltă? Păi, am schimbat planul. De ce? Drumul meu a fost înfundat de groapă și m-am întors înapoi și te-am găsit pe tine aici. Atunci hai să luăm primit partea mea. Ok. Unde sunt copiii? Nu cred că sunt departe, îi găsim noi. Hai să-i căutăm, mergem împreună. Haideți. Vai, Violeta! Hai, femeie, și tu. Unde sunt ceilalți? Nu știu. Ne-am îngrijorat. Păi nu ești Violeta? Ce cauți aici? Nu știu. Mănânci bine? Nu, le-am luat. Te-am pierdut. Sunt tari. Dar ceilalți unde sunt? Păi nu știu, am zis să ne despărțim și ne-am... Na. Hai să-i căutăm! Da! Wow, Doamne! Hera, Violet, unde Dumnezeule mare sunteți că vă caut eu și mamele? Da, îmi minte toate bruienile astea în păr. Oare când o să găsim? Hera, Violet! Cred că o pe Violeta! Bravo! Hai după ea! Am fost venit încolo! Bună! Violeta, că ce-ai poți, Violet? În sfârșit, m-am murdărit ca... Dumnezeu! Dar eu ce să vedea că încolo de murdar? Și unde sunt mamele? Păi, bine, veniți de aici! V-am găsit copiii! V-am găsit, Hera, pe unde mi-ai umblat? I-ai dat valeria jos! Violet, și tu? Așa te-ai educat? Da, murdară! N-aș cum să educați bine! De ce ar te... Hai, mai tari, mă! Că nu e bună de nimic! Am anunțat și poliția! Scuze! Nu e vina mea! El au zis să ne ducem pădure, eu le-am zis să ne ducem înapoi! Asta vreau să spun neîntoare! Când deja ne-am pierdut! Când deja ne-am pierdut! Ba nu! Tare neascultătoare, altă dată rămâi acasă! Scuze, mami! Nu vreau să mai pleci! Băi, oricum tu mă cerți mereu. Și n-am să scordu. Un MP3 nou. Vai, vaile, nu ți se pare că cer cam mult? Nu! Ai MP3? Nu se poate, întâi să fie ascultătoare. Ești pregătită. Mai e vreau, mami. Ei, dragi, ești pregătită un an. Vreau un telefon nou. Vreau un telefon nou. Nu se poate până nu înveți să te porți. Ok, nu, mami, scuze. Nu te mai da pe lângă mine, că te iert. Plec înapoi, pădure. Du-te. Bine, no, nu mă mai duc cu bătele, că mi-e silă. Mai la după să-mi dai telefon. Ești pregătit de un an. Ne. Bine că v-am găsit. Acum să mergem acasă împreună. Vai, da, Hera, am plecat. Hera, înapoi. Mami, te iartă, te iartă. Hai, nu poate să-ți iau și tine MP3. Gata, hai să mergem acasă. Hai, bă, dar eu dau pedepsit, dar rămân. Da, hai să crezi tu, da, e cea mai rea mamă. Yeeey! Nu mai să fii cu minte și să mă asculti de acum încolo. Da, așa merg. Ok, mami! Ia, dacă v-a plăcut, nu uitați de un like. Să vă abonați la canalul Wage 6 și la canalul Riza Pony. Nu, nu mai dau. Dar i-ați lăsat eu din păcate. Bine, atunci doar la canalul Wage 6 pe care îl găsiți în descriere. Și la al ei. Și la al meu, pe care îl găsiți acolo, îl vedeți voi. Adică, da. Jos. Așa. Jos.
Și da. Să dați și pe clopoțel dacă n-ați dat încă, ca să fiți activi la toate videoclipurile mele noi. Și să dați pe share like, ca like, să vadă și like, prietenii like, voștri like. Și să dați și un coment în care să ne spuneți dacă voi ați like, fost vreodată în pădure. Și dacă v-ați pierdut vreodată în pădure, e mult mai important. Eu m-am pierdut odată. Ia-o-s, vezi? Și da, îmi spuneți povestea voastră, cum ați pierdut voi în pădure. Dacă ați făcut așa ceva vreodată. Da, am pierdut cu frații mei. Deci, adică, bye bye. Ba. Pa.